Desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, Festivalul de Film și Foto Arta Iud, ajuns la a 10-a ediție, a fost deschis de expozițiile purtând amprenta artiștilor Raluca Piteiu, Dorel Găină și Felechi Caroli, aceștia din urmă profesori la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. Prezentat de lector universitar dr. Georgeta Orian, volumul de carte Vremea Musonului, 4 ani în India, semnat de Ovidiu Ivancu, a fost un moment inedit într-un festival de film și foto, dar binevenit. În această carte, autorul propune cititorilor un jurnal inteligent construit în care trăirile și sentimentele personale se alătură tiparelor propuse de informația culturală acumulată în timp. Din programul festivalului mai amintim proiecțiile de filme și clipuri ale studenților de la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Expoziția Internațională de Artă Fotografică Arta Iud 2014, în cadrul căreia au fost expuse creațiile a peste 50 de artiști fotografi din Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canada, Danemarca, Egipt, Germania, Irlanda, Macedonia, Marea Britanie, Serbia și România. Expoziția a fost prezentată de scriitorul Ion Hădărig, director al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiut.